Doamnelor, domnilor, am revenit în platou, așa cum v-am promis. Astăzi își dă masca jos pentru dumneavoastră, telespectatorii, directorul adjunct al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș, Adrian Bughiu. Domnule Bughiu, ce se ascunde în spatele succesului dumneavoastră profesional? Să fie perseverența, să fie ambiția? O întrebare... Încă o întrebare foarte bună. Cred că puțin din toate acestea. Nu știu cât de mare succes am. Îmi place să cred că am succes, lăsând până la urmă modestia la o parte. Sunteți directorul adjunct al unei instituții importante din județul nostru. Într-adevăr, și îmi place să cred că atunci când, dacă o fi să nu mai fac parte din sistem, îmi place să cred că lumea își va aminti cu plăcere de mine, nu doar ca persoană, eu știu, volubilă și mereu veselă, ci ca o persoană, ca un bun profesionist. Ăsta este dezideratul cu care am plecat la drum și în mare eu zic că mi-am atins obiectivele. Într-adevăr, sunt o persoană extrem de ambițioasă, sunt o persoană care tot timpul încearcă să se autodepășească, astea la calități. Sunt de extrem de orgolios totuși, dar de multe ori am pus orgoliul ăsta în slujba binelui, ca să spun așa. Sunt conștient că nu dețin adevărul absolut, de aceea sunt tot timpul deschis să accept sfaturi și de la alții care ar părea mai puțin pregătiți decât mine și cred că poate aici faptul că încerc să demonstrez că în România de azi încă se poate, cred că ăsta poate ar fi. Asta este nu neapărat prețul, cât cheia succesului. Cât de mult v-a ajutat politica? Pentru a obține funcția pe care o dețineți astăzi. Ați plecat din Partidul Conservator către PDL, ați fost blamat de unii în acea perioadă? Nu, haideți să luminez pe de-a întregul. Politica pentru mine a fost a doua natură, ca să spun așa. V-a plăcut tare mult să vă implicați în lumea politică. Am ajuns în anul 1995, am intrat pentru prima dată în rândurile unui partid politic, România Mare. Am intrat absolut întâmplător, alături de gașa de prieteni de care vă vorbeam mai devreme. Am fost cooptat în echipa partidului de fotbal. Noi, în momentul respectiv, jucând oarecum fotbal de performanță, am mers la niște jocuri cu filiala de la București, mă rog, am făcut o figură frumoasă, noi puși pe distracții, am fost adoptat repede de grup. De grupul de acolo. N-am avut nicio treabă cu politică, abia împlinisem 18 ani. Numai că ușor, ușor, trăind în mijlocul lor, am început să ne placă, sau a început să-mi placă și... că vorbim strict despre mine și ușor, ușor ne-am integrat. Am avut funcțiile alea specifice de început. Deci chiar pot să spun că în politică eu personal nu am ars absolut nicio etapă. Nicio etapă, am plecat de jos, de jos, de jos și am ajuns meritat unde am ajuns. Am stat la Partidul România Mare cu care m-am identificat o bună bucată de vreme până în 2008. Faceți dumneavoastră socoteala, că mie mi-este foarte greu, sunt foarte, foarte mulți ani. Timp în care cred că mi s-a dezvoltat și foarte mult latura naționalistă. A fost o perioadă benefică pentru dezvoltarea mea personală, nu neapărat cea politică, cât pentru dezvoltarea personală. Am cunoscut foarte multă lume bună, zic eu. Am devenit mult mai vorbăresc, mult mai entuziast și ușor, ușor, cred eu că am, odată și cu creșterea în funcții pe care v-am spus, treaptă cu treaptă le-am atins, cred că am devenit mai bun în ceea ce făceam. Tot acolo am obținut, asta vis-a-vis de ce mi-a oferit politica, am obținut și primul meu job, a fost consilier la un cabinet parlamentar al domnului deputat Constantin Florentin Moraru. Se întâmpla prin anul 2000.
Apoi am fost la domnul Ion Mânzână, la fel consilier la Parlamentul României. Ulterior am trecut la Salubritate 2000 SA, unde am rămas până am venit aici la, la direcție. Rămânând totuși în sfera politicului, am trecut și printr-un episod nefericit. Practic, la PRM s-au alternat pentru mine momentele extraordinar de frumoase cu un singur moment foarte urât, și anume faptul că tot e la mod acum, sunt scandalurile astea cu tentă oarecum sexuală, mă rog, erotică. Undeva prin anul 2006, în februarie, nu știu dacă știați lucrul acesta, dacă nu vă spun eu că tot e cu măștile pe față, undeva în anul 2006... Cu măștile jos, domnule Bughiu, astăzi ne dăm masca jos. Da? Februarie 2006, noi organizam, aveam o acțiune tradițională, Sărbările Zăpezii, am fost la în stațiunea Straja. Obiectul principal al respectivei activități era un bal mascat, în care toată lumea era obligată să vină cumva costumată. Din diverse motive, ca să scurtăm povestea, eu nu mi-am adus costum de acasă. Și cum era obligativitatea să ne costumăm, am costumat alături de alți colegi de facultate, pe care reușisem să-i aduc în partid, în femei. Luasem de la colegele noastre diverse echipamente. Toate bune și frumoase, a fost o petrecere extraordinară, n-avea... V-ați și machiat? Nu mai țin minte, parcă nu. Parcă nu. Au fost făcute multe fotografii, se întâmpla, repet, în februarie 2006. La exact un an distanță, am mers acasă, totul a fost extraordinar. Au participat aproape 70 de persoane acolo, o chestie... Toate bune și frumoase, bune, distracție. Distracție, peste exact un an, în februarie 2007, un fost membru de partid, în dorința de răzbunare și pentru... A scos la iveală fotografii de la evenimentul respectiv. Pe care noi le aveam în calendarul, doamne, în calculatorul de la partid, pentru că nu... Nimeni nu s-a gândit că acele fotografii vor ajunge în presă? Nimeni nu a privit fotografiile respective... Ca fiind indecente. Ca fiind indecente, repet, era un bal mascat. Numai că, și n-a apărut niciun fel de scandal de acest gen în momentul respectiv, numai că în fotografiile cu pricina... Erați personaj principal, chiar dumneavoastră. Eram eu, dar eu eram un ilustru necunoscut. Nu eu eram principalul personaj, apăreau parlamentari ai partidului, consilieri județeni, și trebuie pentru care pozele respective au fost interpretate la fel de un săptămânal, nu știu dacă de scandal, da, și nu știu dacă de scandal, au fost interpretate absolut, din punctul meu de vedere, tendențios. Gen chef cu porniri homosexuale la PRM Argeș și o chestie de genul acesta. Și acest scandal v-a afectat dumneavoastră imaginea? Mi-a afectat imaginea. Nu, în primul rând nu mi-a afectat imaginea, m-a făcut cunoscut. Eu, repet, eram un ilustru necunoscut, mă știau vecini după scară și colegii de partid. Deci publicitatea negativă a fost în favoarea dumneavoastră? Ulterior, pentru că la momentul respectiv însuși Vadim Tudor a ieșit pe post și m-a dat afară din partid. După ce se întâmpla se întâmpla acum în 2007. Acum ni se pare amuzant, dar atunci era într-adevăr o tragedie. O tragedie pentru mine, pentru că eram de 12 ani în partid și toate lucrurile mele... Dar tot răul a fost spre bine. Ulterior, tot răul a fost spre bine, pentru că eu am stat în afara partidului 8 luni de zile, în perioada asta am primit fel de fel de oferte, dar viața mea nu putea fi închipuită de mine fără PRM, și eu am luptat în astea 8 luni de zile să revin, să-mi dovedesc nevinovăția, devenisem, repet, cunoscut fără voia mea, și în perioada asta eu am inițiat un nou proiect apolitic, Consiliul Local de Tineret, alături de alte Dar entități. Dar succint, pe la ce partid ați trecut dumneavoastră? Bun, am revenit în PRM. În 2008, întreaga echipa PRM-ului, pentru că PRM-ul s-a dezintegrat, a făcut pasul, eu sunt om de echipă înainte de toate, a făcut pasul către Partidul Conservator și am ajuns aici la Partidul Conservator. Ați stat în Partidul Conservator câți ani? Până în 2012. La fel, la Partidul Conservator am evoluat, zic eu, foarte, foarte frumos. Am construit foarte mult, nu mi-a dat nimeni absolut nimic. Să știți că tot ce am obținut, eu am obținut prin muncă și nefiind pila nimănui, nefiind Și în ce an ați plecat către PDL? La PDL am primit o ofertă, până la urmă la asta se rezumă totul, în 2000.
în 2011, undeva în toamna lui 2011, în octombrie, și am stat până în luna mai, cred că 2012, când am revenit la PC. Acum mai sunteți membru de partid? Acum nu sunt membru de partid, sunt simpatizant al Partidului Conservator, lucru cu care mă mândresc și mă identific în aceeași măsură. A fost o greșeală că ați plecat de la Partidul Conservator către Partidul Democrat Liberal? E o întrebare bună la care nici măcar până în momentul acesta n-am găsit răspunsul. La prima vedere... Pare o greșeală. Ar părea o din greșeală? Din moment ce v-ați întors din drum. Nu, în condițiile în care eu când am plecat din postura de președinte interimar al tinerilor conservatori la nivel național. Și ca teorie, viitorul meu politic în cazul în care lucrurile ieșeau corespunzător ar fi fost altul. Numai că a fost un concurs nefericit de împrejurări, eu am plecat în urma unor frustrări groaznice. Repet, făceam politică la un nivel sau altul din 1995 și până atunci mie politică nu mi-o oferise absolut nimic. Ba din contră, asta vis-a-vis de ce vorbeam mai devreme, în schimb, colegi de-ai mei de la alte partide care s-au apucat de politică la 10 ani după mine sau pe care eu îi consideram mult mai slab pregătit decât mine, erau politic puși în funcții importante și v-ați simțit defavorizat. Dar este adevărat că ați făcut lobby pentru a obține funcția de director al AJOFM Argeș? Nu, a apărut în presă. Nu mi-am dorit niciodată cu adevărat această funcție. Mie îmi place ceea ce fac acum. Și n-am zis-o întâmplător odată că mi-ar plăcea să îmbătrânesc în sistem. Nu neapărat în funcția de director executiv adjunct, dar am spus-o în sistem. Cât de important sunt oamenii pe care îi alegeți să vă fie în preajmă? Este riguroasă selecția? Aveți prieteni? Păi atunci când mi pot alege eu, într-adevăr, selecția este riguroasă. Când selecția nu este a mea, adică între colegii de serviciu, atunci încercăm să ne adaptăm la materia primă pe care avem de lucru. Dar prietenii presupun că sunt puțini. Sunt puțini, dar știți cum e. Cine se aseamănă, se adună. Principiul ăsta chiar funcționează, zic eu. Nu mă plâng. N-am fost de foarte multe ori dezamăgit de cei cu care am lucrat. Dar ceea ce s-a scris despre dumneavoastră în presă la un moment dat v-a deranjat? Au fost articole de presă care v-au deranjat? Da, la începuturi. Dar știți cum e, când evoluezi, când trece viața peste tine, deja se tăbăcește pielea. S-au spus, oricum s-au spus mult prea puține neadevăruri care să deranjeze, pentru că adevărul, chiar dacă mi-ar fi defavorabil, nu mă deranjează. Să știți că mi-asum greșelile, niciodată n-am fugit de trecutul meu, pot să mi-asum greșeli, pot să eu știu, o greșeală recunoscută e pe jumătate iertată, ca să spun așa. Exemplul cel mai bun este faptul că după un timp am revenit la Partidul Conservator, pentru că eu când am plecat de acolo, eu n-am plecat, n-am dat cu pietre. Dar ați mai fost primit cu brațele deschise? Păi altfel nu, n-aveam cum să mă reîntorc, pentru că, repet, eu când deci am plecat de acolo... Deci v-ați lăsat loc de bună ziua, cum se spune. Dar tot timpul, până la urmă, vedeți, eu am venit pentru am dezvolta un proiect personal, pentru că în momentul în care... Practic, am devenit director aici, am devenit funcționar public și a trebuit să renunț la politica de înaltă factură. Eu de acolo, eu am plecat din Partidul Conservator nu pentru un alt proiect politic, ci pentru un alt proiect profesional, personal. Era o direcție după care tângeam. Deci nu s-a numit trădare ce ați făcut dumneavoastră. Păi, spuneți-mi și mie, eu acum, știți cum e, ca să găsim scuze e foarte ușor, dar spuneți-mi și dumneavoastră, hai să punem în antiteză sau în paralelă. Un individ pleacă de la un partid la altul și este considerat trădător, dar un partid valsează de pe o parte alta a eșichierului politic,
de nenumărate ori, alianțe, PNL, PDL, PSD, PDL, PSD, PNL, etc., etc. Alea nu mai sunt numite trădări, alea cum ar trebui să le, să le numim? Fiecare sunt... Am folosit cuvântul trădare pentru că la momentul respectiv au fost voci ce v-au acuzat de trădare. În schimb, au fost mult mai multe voci dintre colegii dumneavoastră, mai ales în discuții particulare, care mă felicitau pentru, pentru alegerea făcută, văzând în mine un tip cu un sau un personaj cu potențial care se irosea acolo. Pentru că, repet, făceam politică de, eu știu, de 15 ani și tot timpul urma să vină vremea mea. Și eu am dat o declarație bună atunci, zic eu, și am spus că dacă nu făceam pasul la PDL, mă nășteam talent și muream speranță. Și că acum sunt destui care îmi spun că am făcut greșeala vieții și pe care uneori cred și eu în acest lucru, sunt suficient care îmi spun acest lucru, pot să fiu sau nu pot să fiu de acord cu ei. Cert este că în momentul acesta sunt aici, politica face parte în plan secund din viața mea. Ce vă doriți de acum înainte? Repet, îmi doresc să îmbătrânesc frumos în sistemul ăsta, îmi place ceea ce fac, nu am ajuns întâmplător aici, era o direcție după care, sau era o activitate în care îmi doream să mă implic, eu am făcut foarte multă politică de tineret și pentru tineret. Nu întâmplător am terminat acum un master în sport la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Nu întâmplător sunt doctorand în anul întâi la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Deci îmi doresc ca să evoluez în domeniul ăsta. Ce pasiuni aveți? În afară de soția mea. Vă rămâne o prioritate, soția. Obligatoriu. Obligatoriu, soția este principala mea pasiune. Dincolo de acest lucru, cred că ați remarcat și noastră, îmi place foarte, foarte mult să călătoresc. Și ori de câte ori am ocazia, o fac. Atât. Care ar fi cea mai frumoasă vacanță? Că au fost multe. Luna de miere, trebuie. Unde ați fost în luna de miere? În luna de miere am făcut-o alături de nașii noștri, o croazieră pe Mediterana. Au fost 10 zile cu un city break în Barcelona, că de acolo a fost îmbarcarea. A fost ceva de vis. Și când spun de vis, credeți-mă că am un etalon totuși destul de ridicat în condițiile în care, repet, călătorim destul de mult. Ori de câte ori avem ocazie, atât în țară cât și în afara ei. Probabil ne-am și făcut am devenit experimentat și ne-am făcut un cult al călătorilor. Să știți că nu sunt chiar la îndemâna oricui, dar nu trebuie nici să bagi mâna adânc în buzunar dacă ți organizezi bine plecările. Adică, în general... Haideți să trecem în revistă. Care au fost cele mai frumoase vacanțe ale lui Adrian Bughiu? Da, ar fi greu de precizat. Să vă ajut eu în Dubai. Mi-a plăcut foarte mult Dubaiul. Am fost de ziua soției mele anul trecut în luna martie. Am plecat de aici pe zăpadă, am venit, am ajuns acolo la 30 de grade. Și a fost așa un boom pentru noi. A fost o săptămână într-adevăr de vis. O săptămână la îndemâna... Aproape tuturor. Știți cum e orașul extremelor, Dubai. Vrei să te încadrezi în 30.000 de euro într-o săptămână? Nu, vrei să cheltui 30.000? Îi cheltui fără niciun fel de problemă, poți să-i cheltui într-o seară. Vrei să te încadrezi în 200 de euro într-o săptămână? Vă dau cuvântul de onoare că te poți organiza în așa fel încât să rămâi în 200 de euro. Nu să-ți permiți, eu știu, luna de pe cer, dar nici să faci foame. Care ar fi locurile ce v-au impresionat cu adevărat? Păi, deci ați pomenit dumneavoastră de Dubai, mi-a plăcut foarte mult Zakynthos, locul unde am cerut-o, că rămăsesem și cu o jumătate de întrebare neterminată, la Zakynthos, în golful celebru, golf numit Navaggio. Acolo mi-am cerut soția în căsătorie, a fost o... Este un loc mirific, într-adevăr. Mă bucur, știu că ați fost acolo și cred că îmi dați dreptate că nu exagerez în nicio formă. Are și o povestioară așa cu tâlc. Am achiziționat, mi-am cerut soția în căsătorie în 2013, în luna iulie. Eu aveam inelul cumpărat,
încă de la începutul anului, de aproape 6 luni. Și, dar am căutat momentul prielnic și mai ales locul prielnic, nu-mi permiteam să stau. N-am vrut să-l dau într-un loc banal, trebuia un loc cu... Și l-am avut și în alte concedii în el după mine. Am considerat că nu e cazul. Ei, și am așteptat să ajungem la Navaggio. Am prins furtună pe mare 5 zile și chiar mă gândeam că ia uite, o plec și din Grecia iară cu inelul înapoi acasă și într-o singură zi am putut să luăm vaporul până la Navaggio și atunci a fost o zi superbă. Nu știa aproape nimeni din grupul nostru, a fost o surpriză pentru tuturor, altă am apucat să le spun filmați în momentul ăsta și ei s-au conformat rapid. Și a ieșit exact ce trebuie. Soția mea, bineînțeles, surprinsă, am îngâimat eu acolo niște declarații, niște cuvinte. Au fost momente cu adevărat emoționante. Din timp, dar nu s-a mai respectat scenariul. Lăsat copleșit de emoții. Într-adevăr, eu care cred că îmi stăpânesc suficient... Sunteți un tip cerebral. Îmi stăpânesc emoțiile și cred că am exercițiu, mă rog, și al camerelor și cred că contează foarte mult... Cred că stau bine și la capitolul speech. Ei, acolo a fost așa un amalgam, pac. Dar a spus da? A spus, n-avea cum să mă facă, să mă facă de râs. Au mai fost cazuri. Nu era acum, nu-mi permiteam să-mi asum un risc pe care la un lucru pe care nu-l stăpâneam. Ați simțit și ați știut că vă iubește cu adevărat și că vă dorește să-i rămâneți alături pentru o viață. Exact, lucrul acesta nu a fost decât o formalitate. Nici măcar nu știu dacă i-am mai așteptat ca să primească un inel în mod oficial, adică lucrurile deja între noi erau mai mult decât oficiale, practic a fost o încununare a unei dorințe reciproce. Domnule Adrian Bughiu, ce ar putea învăța telespectatorii noștri din povestea dumneavoastră de viață? Ar putea învăța că în viață, chiar dacă uneori ai impresia că ți s-au închis toate ușile, e bine să te uiți în urmă că s-ar putea să-ți fi rămas o fereastră deschisă. E bine să speri, e bine să fii ambițios și să crezi că fiecare are o participă a lui bine determinată. De multe ori trebuie doar să avem răbdarea sau să căutăm cu răbdare poteca care să ne călăuzească pașii în viață. Mi-aș mai permite un singur exemplu ca să vedeți ironia sau unde m-a dus viața și vă povesteam mai la început că n-am fost chiar o familie înstărită cu multe, eu știu, cu multe opreliști. De exemplu, în copilăria mea, dacă vă vine să credeți, mi-aș fi dorit să merg într-o tabără. Eu n-am fost în nicio tabără în copilăria mea. Timp în care colegi de-ai mei de clasă. Și acum aveți ocazia. Acum am ajuns să fiu șeful taberelor din Argeș. Ca să vedeți ce ironie. Cam la asta se rezumă tot. Domnule Adrian Bughiu, la final vă ofer în dar ziarul top, cel mai citit cotidian din județul Argeș și vă transmit următorul mesaj. Să nu uitați niciodată că funcția nu vă poate da în dar omenia. Aveți mare dreptate, un cuvânt frumos și dacă dumneavoastră vreodată în viață considerați că am călcat Nu am nimic alături, să vă reproșez. Să rămână mult, vă rog să-mi atrageți atenția. Eu sănătate cred că, vă doresc. Doamne ajută asemenea și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, sunt Anca Manu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare pe Argeș TV.